Bine v-am regăsit, dragi cititori, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Creștem și învățăm împreună cum să gestionăm teama de eșec. Astăzi alături de noi și mulțumim foarte mult este Gabriela Maluf, psiholog. Vom vorbi sau vom porni discuția noastră despre teama de eșec, dacă teama de eșec este până la urmă o credință limitativă, așa cum v-am obișnuit, de la o recomandare de carte și am ales de altfel și cartea care dă titlul, să spunem, campaniei noastre. Creștem împreună de Naomi Aldort, Libertate și bucurie în relația părinte-copil, o carte publicată în colecția Parentaj. Așadar, cum ne raportăm noi la eșec? Ce înseamnă de fapt teama de eșec? Nu eșecul în sine, ci felul în care noi ne raportăm la teama față de eșec și cum putem să depășim, să spunem, această teamă și de asemenea cum putem să-i facem pe copiii noștri să-i învățăm prin modele de, eu știu, de încurajare și de motivare, pentru că noi am mai discutat și cu alte ocazii despre alte cărți din colecția Parentaj pe acest subiect sau pe subiecte similare și cumva ne-am gândit că e foarte important în educația copilului ca copilul să aibă parte de încurajare din partea părintelui, să aibă parte de puțină motivație, da? Să nu venim cu partea aceasta de etichetări și de un bullying domestic, cum îl numesc eu, da? Critică, multă critică. Deci chiar dacă el a făcut, să spunem, o boacănă sau chiar dacă a venit de la școală cu o notă mai slabă, totuși să încercăm să-i explicăm că este un accident, că poate nu s-a pregătit suficient sau n-a fost atent sau pot fi vari motive. Doamna învățătoare sau doamna profesoară a avut și ea, ca toată lumea, o zi mai proastă. Da. Așa. Exact. Exact. Și se întâmplă și astfel de situații când profesorii vin cu o anumită încărcătură psihoemoțională de acasă, dar pe care copiii săraci nu o știu. Da? Și îi simțim așa un pic mai dur la orele de curs și uite că vrea să dea un extemporal și până poate n-au fost suficient de pregătiți. Da. Cum facem să le insuflăm și copiilor faptul că pot trece sau pot gestiona și în viața de adult, pot gestiona eșecul fără ca să fie, nu știu, să facă o tragicomedie, o dramă din tot ceea ce ne oferă până la urmă viața și din fiecare lucru să învățăm. Chiar și din eșec, ca experiență de viață, noi putem să învățăm. Corect. Uite, mi-a plăcut foarte mult că ai spus la început că oare dacă este teama asta de eșec sau eșecul și cum ne raportăm noi la el, o credință limitativă și eu ți-aș răspunde că din punctul meu de vedere e mai degrabă un mecanism de apărare, pentru că ne este teamă să fim respinși, ridiculizați, criticați, să nu mai aparținem unor grupuri și ca toate aceste lucruri să nu ni se întâmple, trebuie să facem lucrurile bine, foarte bine, sau să nu le facem deloc, ca să nu cădem în acest potențial de a fi criticați sau ridiculizați. Și atunci, cumva, ca să putem să-i ajutăm pe copii să nu pățească și ei același lucru, trebuie să ne vindecăm noi pe noi de teama de eșec. Cei mai mulți adulți care vin la mine la cabinet, ei cu această teamă, se numește teamă de eșec, că de acolo, că asta e ceea ce se întâmplă cu ei, inițial vin și povestesc diverse lucruri și atunci e greu când tu ai această teamă de eșec să-l înveți pe copilul tău să facă altceva, pentru că evident că o să fii foarte supărat probabil când o să vină cu o notă mică acasă sau când nu s-a ridicat la anumite așteptări sau când chiar propriile așteptări ale copilului nu sunt îndeplinite, adică nici măcar nu sunt ale tale. Și atunci, ca să o luăm pe rând, practic teama de eșec, așa cum spuneam la început, este un mecanism de apărare, evident, dintr-o nevoie neîndeplinită. Adică, dacă am fost criticați sau respinși când eram
mici sau cineva ne-a luat pe repede înainte, cu siguranță o să credem că nu am fost suficient de buni în ceea ce am făcut și de aceea am fost criticați sau respinși. S-au împățit pur și simplu, s-au întâmplat astfel de evenimente, chiar și în viața mai târziu, nu neapărat în copilărie. Am prezentat frumos un proiect undeva unde credeam foarte tare în el și ce se vezi a fost, nu a fost apreciat sau poate chiar a fost ridiculizat. Și așa fie prin, din experiență eșuată, fie din credințe pe care părinții noștri sau educatorii noștri le-au pus în mințile noastre, uite așa, credem noi că nu suntem suficient de buni și avem de obicei, evident că se poate manifesta în feluri, dar de obicei avem perfecționismul, oamenii cu teamă de eșec ajung să își dorească să facă totul perfect, ca nu cumva să eșueze și să nu fie plăcuți publicului larg, comunităților de familie sau societății mai departe, sau amânarea, amânăm. Mai bine nu fac sau nu mai fac deloc. Amân până fac ceva sau nu mai fac deloc. Tocmai pentru că mi-este frică. Și oamenii vin și zic, păi așa sunt eu, leneș, sunt comod, eu nu sunt activ sau așa sunt eu, super ordonat, eu nu suport dezordinea, am văzut. Adică vin și povestesc foarte multe lucruri până ajung la această teamă de eșec. Și mai este o categorie, cea care nu poate să gestioneze emoțiile ulterioare eșecului. Pentru că eșecul vine la pachet cu frustrare, dezamăgire, furie, poate. Și toate emoțiile astea, dacă iarăși nu le-am învățat, n-am învățat cum să le gestionăm în copilărie, bine, nimic nu este irreversibil. Putem să le învățăm în viața de adult cum să le gestionăm. Nu le-am învățat nici în viața de adult, nici în viața de copil. Știm că de furie, nu știu, spargem lucruri, jignim oameni, sărim la bătaie, facem lucruri, nu știu, ne refugiem în dependențe, facem lucruri atunci când experimentăm anumite emoții. Și pentru că noi nu putem să gestionăm emoțiile astea, spunem că nu facem, că nu suntem buni, că de fapt nu intru în proiectul ăsta, nu fac lucrul ăsta, pentru că nu sunt bun, nu e pentru mine. De fapt, mie mi-este frică de ce s-ar putea întâmpla dacă mie nu-mi iese. Și atunci, evident că ca să pot răspunde la întrebarea ta cum îi ajutăm pe copii să nu aibă astfel de teamă de eșec, este musai ca noi adulții să stăm un pic în pat înainte să dormim, să ne luăm 5-10 minute de meditație, de meditație din asta gândită cumva, nu meditație în adevăratul sens al cuvântului în care facem gol de gândire, o meditație gândită, să vedem cum ne raportăm noi, ce simțim noi atunci când trebuie să începem ceva nou, când avem ceva de făcut, când am mai eșuat, ce s-a întâmplat cu noi. Și dacă noi remarcăm că într-un procent mare de timp reacționăm prost și ne este frică de eșec, atunci e clar că doar cu noi putem să începem, nu cu copiii. De ce? Pentru că copiii nu ascultă prelegerile nimănui. Adică nici eu, dacă vin, nici tu, nici părinții, nici profesorii și începem, știți că nu trebuie să fii perfecționist, să nu amânați, că eșecul, că bla, 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 nimeni, niciun copil nu ascultă. Copiii se raportează la model. Adică noi avem senzația că ei nu ne văd, dar ne văd că intrăm și trântim ușa și spunem, Doamne, și proiectul ăsta, uite ce hal mi-a ieșit și a mai râs și colega mea de mine sau sunt plină de nervi, sunt furios, mai mă cer și cu soțul, soția prin casă. Păi mai trântesc și copilului cu ce e făcut la școală, adică ne comportăm. Reacționăm, acționăm, ne comportăm în diverse feluri. Ne calmăm cu bla bla blaul pentru copii, cum ar fi bine ca ei să nu aibă teamă de eșec. Din păcate, toate lucrurile astea și noi le-am învățat tot în copilărie, nici nouă nu ne-a fost ușor și pentru noi au fost așteptări mari, la care majoritatea nu ne-am ridicat pentru că nu au fost ale noastre, pentru că nu erau despre noi. Și iarăși asta este o frustrare care vine din copilărie, când părinții pun așteptări foarte, foarte mari pentru copii, iar nu sunt despre ei, nu, așteptările alea nu sunt
cine sunt copiii respectivi și despre ei și evident că ei nu se ridică niciodată la așteptările respective. Bineînțeles că cei mai mulți se ridică mult mai mult, dar în altă zonă. Dar zona aia nu a fost așteptată de părinți și atunci în mintea omului, în loc să facă o balanță, măi, eu m-am ridicat unde sunt, poate chiar mai sus decât aveau părinții mei așteptări, dar în altă direcție. Nu, ne limităm, n-am ajuns doctor, cum a vrut mama sau tata. Nu contează dacă eu, nu știu, sunt un jurnalist de succes, un actor de succes, un sportiv de succes. Nu, n-am ajuns doctor și în loc să văd succesul pe care l-am, văd insuccesul care a venit din așteptările al cuiva, așteptări care nu erau despre mine. Și atunci cel mai ușor lucru pe care putem să-l facem ca părinți este să ne cunoaștem extraordinar de bine copiii. Niciun psiholog, din punctul meu de vedere, oricât ai fi de cunoscător sau necunoscător în ale parentingului sau ale psihologiei, dacă e să alegi să faci cu cap, să-ți crești copiii cu cap și cu suflet și cu inima, o să știi întotdeauna mai bine cine e copilul tău decât cel mai important doctor în psihologie. Pentru că trăiești cu el în casă și știi cine e copilul respectiv. Dar trebuie să ai doar deschiderea să-l vezi. Bunica mea, de exemplu, o femeie cu foarte puțină școală, de altfel, ne cunoștea de sus până jos în cele mai întunecoate cotloane ale noastre. Fără să știe, să aibă habar de psihologie, de parenting, de nimic. Pentru că era curioasă. Asta caracterizează un om care este suficient de bun, care știe să pună așteptări, să aibă așteptări realiste, să intre în proiecte pe care poate să le ducă la capăt și să nu aibă experiențe neapărat care să-l conducă către eșec sau chiar dacă îl conduc către eșec, să spună da, uite, dar am fost curios să văd ce iese. Nu mi-a ieșit. Cred că asta ar trebui să-l caracterizeze pe un părinte, curiozitatea. Cine-i copilul ăsta din casa mea? Cine-i omul ăsta? Dar ce e el bun? Deși nu avea multe, îmi place exemplul pe care l-ai dat, deși nu avea multă școală, să spunem, avea un soi de intuiție psihologică, da? Știa exact, cum spunești tu, legat de curiozitate, să afle cât mai multe lucruri despre ce este benefic pentru copil. Mă mai gândeam la un lucru din postura ta, să spunem, de psiholog și mai ales de specialist în zona aceasta de parenting. Cu siguranță că ai avut în cabinet mulți părinți, dar cred că mai multe mămici, care veneau și spuneau la un moment dat, probabil nu mă simt suficient de bună ca mamă pentru copilul meu. Poate că ar fi trebuit să fac altceva sau poate că ar fi trebuit să fac mai mult. Toate lucrurile astea probabil că vin tot din copilărie, da? Apropo de relațiile pe care noi le-am avut cu părinții noștri, da? Acea mamă, fetiță, copil fiind, a primit anumite judecăți, anumite etichetări din partea părinților, da? Și atunci i-au sădit în suflet, să spunem, acest lucru legat de teama de eșec, care bineînțeles că cumva scade până la urmă și stima de sine. Exact, exact. Practic, cu fiecare lucru pe care îl faci în minus, adică cu fiecare lucru care nu ți iese, evident că stima de sine scade, pentru că această încredere în sine nu este o resursă de sine stătătoare. Nu știu cum este, de exemplu, pragul de sensibilitate la durere, care și ăsta se poate modela până la urmă, adică până și acolo putem să umblăm noi oamenii. Dar, în speță, grosomodo, unii se nasc mai spre plus, unii mai spre minus. La încrederea de sine nu e ceva cu care te naști sau nu te naști, ai încredere sau nu ai încredere. Încrederea de sine vine odată cu lucrurile pe care reușești să le faci. Deci, cu cât faci mai multe lucruri și ție, cu atât ai încredere aia, poți să vorbești în public, poți să și citesc, poți să și scriu, poți să joc și fotbal, poți să cresc și doi copii, poți să fac și mâncare. Cu cât poți să faci mai multe lucruri, ai sentimentul că ai mai multă încredere în tine. Cu cât faci mai puține lucruri și ești mai criticat și ți se spune că asta nu faci bine, asta nu faci bine, asta nu faci bine, evident că stima de sine scade.
toate mămicile, toți părinții, dar în special, așa cum ai zis și tu, mămicile trec prin etapa asta, orice ar fi, în care se gândesc că nu sunt mame suficient de bune, că totuși n-au făcut ce trebuia. Să știi că asta vine într-adevăr, cum ai zis și tu, din critică, că te-a criticat cineva sau ți-a dat niște așteptări, ți-a pus așa niște etichete sau niște lucruri pe care trebuie să le bifezi, dar de cele mai multe ori vin din propriile așteptări sau dorințe sau bariere pe care ni le punem, fie în sensul de a fi similari cu cine au fost părinții noștri în cazul în care ne-a plăcut, adică suntem de acord cu felul în care am fost crescuți, fie de a nu face ceea ce fac, ce au făcut părinții noștri, adică în cazul în care am fost foarte certați, au avut părinți stricți și zicem, eu copiii mei așa nu-i cresc, deci cum am crescut eu asta nu mai fac. Care sunt niște limitări, îți dai seama, pentru că n-ai cum să nu repeți chiar și involuntar anumite lucruri pe care le-au făcut părinții. Și atunci tu, pentru că ți-ai pus bariera asta și, Doamne ferește, ai încălcat unul dintre lucrurile pe care ți l-ai pus tu în cap că nu o să-l faci sau că să-l faci și nu ai reușit, atunci evident că vin această teamă că ai eșuat în calitatea ta de părinte. Care e diferența și care e limita fină dintre cine se simte așa și cine nu se simte așa? Sunt așteptările. Cu cât ai mai multe așteptări și mai multe liste și obiective și listuțe pe care trebuie să le bifezi, cu atât lucrurile stau mai rău din punct de vedere al eșecului. Sunt parțial de acord cu aceste liste obiective și ținte pe care oamenii și le pun, sunt mai degrabă de acord, pentru că ăsta e și felul meu, caracterul meu, pe de o parte, cu un obiectiv final, sunt mai de acord să îmi pun, vreau să fac lucrul ăsta, să, nu știu, să ajung un mare scriitor, să spunem. Dar să nu-mi dau deadline, să nu-mi dau neapărat un target anume sau pași stricți pe care trebuie să îi urmez. Pentru că dacă nu sunt de personalitate, de caracter, tipologia asta, uite, de exemplu, dacă ascultătorii și-ar face testul lui Helen Fisher, care este un test foarte scurt pe care îl faci, dar este destul de exact. O să vedem patru tipologii mari și late legate de sistemul nostru fiziologic, adică de serotonină, de estrogen, testosteron și adrenalină. În funcție de lucrurile astea, așa spune Helen Fisher, exact, testele de personalitate sunt făcute în fel și chip. Da? Să-l luăm pe ăsta în mod deosebit, nu că ăsta ar fi cel mai bun sau adevărul absolut, dar este ceva valabil și care se potrivește foarte, foarte bine pentru cei care îl fac. Ei bine, eu, de exemplu, sunt stilul explorator. Mie, dacă îmi pui pași mici, mă duci în depresie. Aș avea senzația în fiecare zi, în fiecare moment, că se eșuez, că nu e bine, pentru că nu e stilul meu. În schimb, constructorul, de exemplu, din testul ăsta de personalitate, el lui îi plac listele și obiectivele și să o ia încet, pas cu pas, cu pas, cu pas. Dacă i-aș da global, mare, ar trăi fiecare secundă cu senzația că nu va ajunge și va eșua. Și atunci eșecul ține ok și de ceea ce auzim, de cum suntem crescuți, de felul nostru, dar ține foarte mult și de temperament și de caracter și de felul nostru și de stilul nostru de personalitate. Adică nu putem să dăm o rețetă pentru toată lumea, pentru că s-ar putea, dând o rețetă, să-i creăm o teamă de eșec mult mai mare. De aceea, cred că cel mai ușor lucru pe care am putea să-l facem, dacă nu vrem să mergem la un psiholog să descoperim ce personalitate avem sau cine suntem, putem să facem teste care sunt validate, acreditate de personalitate, de calități, de abilități pe care le avem sau nu le avem și în funcție de ce descoperim despre noi, o să ne dăm seama chiar așa este, pentru că astea ne spun și bune și rele, nu spun doar calități, ne mai spun și ce lucruri nu suntem neapărat foarte buni, atunci am putea să știm și la ce ne raportăm ca să nu ne mai fie teamă de eșec. Iar testele astea se fac de la 3-4 ani. Adică dacă nu suntem, cum zic, spuneam eu, acei buni observatori și acei oameni foarte curioși și nu reușim să ne cunoaștem extraordinar de bine copiii, e foarte bine, putem să-i testăm
și vedem așa și prin prisma ceea ce am testat, am putea să începem și observația în casă. Și atunci cu siguranță am ști în ce direcție punem copilul și nu îl mai punem să facă și aia și aia și aia în așa fel încât el să experimenteze foarte multe evenimente cu potențial de eșec. Nu că eșecul ar fi ceva rău. Bine, și oamenii învață. Dacă știi să te raportezi corect la el, știi că orice încercare este, nu mai știu, spunea un copil la un moment dat, este foarte frumos, nu mi-aduc aminte, că orice eșec era o nouă încercare către succes sau ceva de genul acesta. Dar cu toate astea trebuie să ținem o balanță. Toate motivaționalitatele astea motivaționale sunt bune, sunt în regulă, dar nu putem să le luăm motamo și nu putem să le transformăm în adevăr absolut. Pentru că dacă tot am eșec după eșec după eșec vreo săptămână și zic, ei, lasă că eu mă raportez bine la eșec, s-ar putea să nu se termine bine. Adică trebuie să ținem balanța. Ok, eșecul e bun, învățăm, suntem mai rezilienți, mai rezistenți la frustrare, dar hai să expunem copiii și la succes. Să-i lăsăm să aibă și succes, nu doar eșec din care să învețe. Eșecul trebuie să mai alterneze și cu succesul. Da. Pentru a ne păstra în... Dar să știi că există și teama de succes. Există și este un subiect extraordinar. De fapt, ce se ascunde, da, să aflăm ce se ascunde în spatele acestei frici, acestei temeri de succes. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre felul în care putem gestiona eșecul, felul în care putem deveni un părinte mai bun, fără să ne punem obsedant aceeași întrebare, oare sunt un părinte suficient de bun pentru copilul meu, pornind de la cartea Creștem împreună, Libertate și bucurie în relația părinte-copil, de Naomi Altdorf, o carte publicată în colecția Parentaj a editurii Helaș, care face parte din campania noastră Creștem și învățăm împreună cum să gestionăm teama de eșec. A fost alături de noi Gabriela Maluf, psiholog, îi mulțumim din suflet. De fiecare dată este o mare bucurie, o mare plăcere să stăm de vorbă pe aceste subiecte minunate cu care noi venim în fața dumneavoastră, cititorii noștri. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!